Pe 15 august, creștinii ortodoxi și catolici sărbătoresc Sfânta Marie Mare sau Adormirea Maicii Domnului. Atmosfera de sărbătoare s-a simțit la Reghin și pentru că a fost prima zi a unui weekend, cei mai mulți și-au făcut planuri din timp. Majoritatea au participat la slujbele religioase și au sărbătorit rudele sau pur și simplu au căutat să se relaxeze. Mergem la biserică, ne rugăm pentru familie, pentru copii, pentru soțul, pentru noroc la casă. Aveți sărbătoriți în familie? Nu am, din păcate. Nu. După masa, cum o veți petrece? Tot în familie, cu soțul, cu copiii. Se simte că e sărbătoare? Foarte, foarte tare. O sărbătoare tare mare. Și o cinstim pe Maica Domnului cu rugăciuni și cu mers la biserică și apoi la paraclis în fiecare seară. O cinstim. La fiica mea. Da? E Maria cumva? Da, Bianca Maria. Și întotdeauna mergeți cu flori de ziua ei? Da, pentru că întotdeauna sunt acasă în august. Cum veți petrece această zi? Sper frumos. Aveți planuri făcute? Le facem instantaneu. Nu știm, deocamdată în familie. Noră mea ziua ei, Sfântă Marie. Altfel, da, ne bucurăm că e o sărbătoare mare. Se simte că e sărbătoare? Na, păi nu prea. Lumea, văd că unele prăvălii deschise, mai muncește lumea. Dar mulțumim totuși că o da zi liberă, măcar cu atâta să ne alegem. Mergem la o Sfântă Mărie. Așa, deci petreceți. Da, petrecem. De seară. Una singură aveți în familie sau sunt mai multe? Una singură. Și cum petreceți o asemenea zi, la grătar sau o masă festivă? O masă festivă, noi venim din București și mergem exact lângă Oradea. Și pe drum. Simțiți că e sărbătoare? Da. Aveți sărbătoriți în familie? Deja. Da. Cum veți petrece? Păi cred că o ocupă de ginars. Cum veți petrece? Da, pe cu copiii, în familie, dacă îmi vin copiii și nepoței și ne bucurăm la oaltă. Sărbătoarea s-a resimțit și în magazine, mai ales în alimentare, unitățile de desfacere a produselor de carne și în florării. Se pare că încă mai există reghineni romantici care serbează oferind flori și aranjamente florale. Cum o cheamă? Maria. E o zi specială, înseamnă astăzi. Da, clar că e specială, de-aia e Sfântă Maria. Și de obicei mergeți cu flori în această zi? Păi de obicei, ca ai bătrâni, ca cumva nu sunt bani. Cum veți petrece această zi de sărbătoare? Acasă. Da, se resimte. Toți soții măriilor vin după buchete, după aranjamente. Am făcut pe la biserici tot felul de aranjamente. S-au luat flori pentru biserică, pentru sărbătorite. Care sunt florile preferate în această perioadă? Aproape toate sunt preferate, în special s-au luat trandafiri, frezii, iris, gerbera, de toate. Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfânta Marie Mare, Sfântă Maria sau Uspenia, celebrează ziua în care Fecioara Maria și-a dat sfârșitul. În popor se spune că este ziua care desparte lunile călduroase de cele reci. Peste 2,2 milioane de români își serbează onomastica. Cele mai multe sunt femeile, adică peste 1.800.000. În rândul lor, cele mai frecvente nume sunt Maria, Mariana, Marinela și Mărioara. Bărbații, peste 410.000 la număr, poartă cel mai adesea nume ca Marian, Marin ori Marinică.